De o lună încoace, gura nu mai tace, picioarele nu mai stau și mintea zburdăjea pe câmpii filipineze. Cam asta e modul de când suntem aici. Păi ce să-ți zic, e o experiență 360 de grade și o experiență care, din toate punctele de vedere, e mult mai complexă decât cea pe care mi-am imaginat-o. Perspectiva spectatorului în canapeaua lui acasă e una, din păcate, foarte limitată. Pentru că ce trăiește aici e senzorial din toate punctele de vedere, e fizic în același timp, e psihic de cele mai multe ori și trebuie să fii puternic pe toate fronturile astea ca să poți să mergi mai departe. Nu știu, acum stau să mă gândesc că abia, nu știu, a trecut o lună și mi-am dat seama cu adevărat că trăiesc experiența asta pe propria piele, pentru că până acum, la început, parcă nu-mi venea să cred, parcă nu conștientizam tot ce se întâmplă, parcă, știi, încă mă raportam la cum vedeam eu de acasă emisiunea, din canapeaua mea și eram spectator încă. Dar acum, de când o trăiesc pe pielea mea și văd ce înseamnă cu adevărat, mi-am dat seama că experiența asta e super complexă și că te trece prin toate stările, nu știu, nu numai pe parcursul unei zile te trece prin toate stările, ci și pe parcursul unei ore, adică poți să începi ora râzând, să plângi și apoi să, nu știu, să urli isteric. Ceva ce nu poți trăi acasă sau e ceva unic. Paris, Londra, via Filipine, la țară undeva. Ce să zic, dacă pentru mine viața la țară nu a existat în niciun fel în copilăria mea, pentru că nu am avut o țară neapărat și pentru că părinții mei m-au protejat cumva, mi-au creat așa o bulă în jurul meu, m-au sit într-un tun de filde și undeva în zona de nord a Bucureștiului. Aici am avut șansa să cobor pe pământ, în adevăratul sens al cuvântului. Uneori chiar m-am îngropat în pământul ăsta. Și să simt, nu știu, să simt cu fiecare por al pielii mele, cu fiecare firmitură din ființa mea, ce se întâmplă în realitate. Și o realitate frumoasă. O descoper foarte frumoasă, foarte acidă, foarte energică, foarte stimulantă. Uite, realizez că am avut foarte mult experiența cărților mai degrabă decât experiența realității. Și dacă citeam despre lucruri de genul ăsta, mintea neexperimentată îți poate juca niște feste foarte mari. Te poți duce cu capul în locuri care, chiar dacă sunt urât descrise într-o carte, tu găsești acea parte de frumos sau confortul personal, pentru că așa funcționează corpul nostru atunci când nu ai informație de cum ar trebui să faci altfel. Pe când realitatea te pune în fața lucrurilor foarte acide, abrupte, tăioase, gustoase, mai puțin gustoase, mirositoare, mai puțin mirositoare și ai tot spectrul ăsta de trăire aici în Asia Express. Tocmai de asta e atât de mișto să fii aici. Da, eu am crescut într-un oraș mic, n-aș spune chiar la țară, dar am crescut într-un oraș mic, am avut de toate, am avut la un moment dat gospodărie acasă, cu porci, găini, cumva o viață la țară, dar la oraș. Dar toată viața mea mi-am dorit să devin băiat de oraș și acum de când m-am mutat în București, cumva mă consider cât de cât băiat de oraș, dar aici în Asia Express am descoperit că mai am încă ceea ce trebuie ca să supraviețuiesc la țară. Am fost chiar mândru de mine, de ce am descoperit aici și cât de... și de tine. Mi se pare că prințul de dorobanți știe să pună mâna când e nevoie, să pună mâna la diferite chestii și în viața la țară. Cu toate astea sunt niște chestii care, chiar dacă am avut acasă gospodărie, cum ziceam, nu le-am făcut niciodată, chestii pe care le fac aici și pe care nu-mi doresc să le mai fac, dar le-am făcut odată, mă bucur că le-am făcut aici și am descoperit că pot. Da, și e bine că le-am făcut cu dedicare. Pentru noi acest concurs este un challenge personal, nu e deloc ceva legat de o miză neapărat sau de șansa de a veni în Filipine sau șansa de a călători, pentru că astea sunt șanse pe care ți le mai poți și face. Însă această lipsă totală de mijloace materiale, financiare, confort personal și așa mai departe te face să
gândești într-o manieră mult mai simplistă și să iei lucrurile cumva așa cum probabil și oamenii le luau în urmă cu 100, 200, 300 de ani, făcându-le cumva mai interesante din toate punctele de vedere. Bine, nu cred că dacă cu toți banii din lume, dacă vrei să-ți cumperi o experiență ca asta, nu o să o faci niciodată, pentru că are specificul ei, unicitatea ei și la un moment dat, nu știu, ai scoate cardul, ai scoate banii și nu ar fi experiența asta exact așa cum e aici. Că noi n-avem nimic, n-avem bani, n-avem nimic. Adică e o experiență unică. Nu știu cine sunt oamenii aia care stau acasă și cred că totul e produs. Eu nu am trăit niciodată cu senzația că ceva e produs și cu toate astea am vrut să vin aici. Dar în caz că cineva are dubii, nu e nimic produs, totul e pe bune. Chiar nu avem niciun leu, niciun peso, niciun euro în buzunar. Zero bani. Zero bani. Tot ce facem este să ne milogim toată ziua de oameni, să ne ajute, ba să mergem dintr-un loc în altul, ba să ne primească în casele lor. Adică fix ce se vede la televizor, aia trăim. În caz că mai are cineva vreun dubiu. Cazările... Că am avut parte niște cazuri super tari. Da, cazurile în Filipine sunt foarte diverse și de la noapte la noapte avem câte o altă surpriză. Dacă într-o noapte dormim într-o biserică și, nu știu, ne folosim de oportunitatea asta ca să ne regăsim cu spiritualitatea, a doua zi probabil dormim pe jos undeva, într-o baracă care abia se stă în picioare și nu se dărâmă pe noi, după care poate peste o săptămână prindem undeva un lux la nivel de Filipine cu majordom. Da, nu cred că ne-a scăpat nimic din spectru de posibile cazări. Am stat de la foarte rău la foarte bine. Foarte rău înseamnă pe jos, gândaci, cu vreo 40 de gândaci mâncați, canibalizați de niște furnici în jurul nostru. E ceva interesant în fiecare seară să-ți cauți cazare, să vezi cum ți se trântește ușa în nas, cum încep să mergi inițial la casele mai mari și te gândești că acolo poate e loc pentru tine și de fapt alea trântesc ușa în nas. Apoi ajungi la case tot mai mici și vezi că acolo oamenii sunt mai, poate mai de treabă, mai binevoitori și din puținul lor împart cu tine. Te bucuri orice ai găsi, pentru că după ce cauți după multe ore prin ploaie sau prin cine știe ce căldură, te bucuri orice primești și speri la a doua zi la mai bine. Sau... Începe practic să ți se ascută acordul fin, pentru că începi să îi miroși pe oameni când te mint că nu te primești la ea acasă pentru că au o casă plină sau că nu te primești la ea acasă pentru că cine știe ce mătușă e bolnavă sau cine știe ce se mai întâmplă cu 400 de oameni într-o casă. Asia Express este cu siguranță experiența vieții mele în momentul ăsta și nu cred că exagerez când spun că a întregii mele vieți, pentru că nu cred că mai am cum să mai repet vreuna dintre experiențele astea sau totul așa de concentrat cum a fost calupul ăsta care ne-a lovit ca un expres, de dreptul. Da. Ești pe șină, vine expresul, te lovește, aia e senzația.